Știi că în cer este război pentru tine. Pe de o parte se luptă diavolul, demonii, îngerii, duhurile cele rele și pe de altă parte sunt îngerii lui Dumnezeu, pe altă parte este Dumnezeu. Și bătălia aceasta nu e pentru aur, nu e pentru petrolul de pe pământ, nu este pentru resursele minerale ale pământului, nu este pentru apă, nu este pentru terenul agricol, nu este pentru cățiile lumii. Acest război este pentru sufletul tău. Pentru că a treia întrebare este, știi că deții o comoară pentru care se dă o bătălie pentru tine? Știi că tu ai această comoară care valorează mai mult decât toate bogățiile lumii la un loc? Știi că poți ceva mult mai prețios decât aurul? Decât toate comorile acestei lumi, tu poți ceva atât de valoros încât puterile cerului sunt clătinate în cer să faci război pentru tine. Și întrebarea patra este, tu de partea cui ești? Tu de partea cui ești? Lasă eticheta religioasă. Lasă intențiile pe care vrei doar să le arăți. Observați cum fariseii cărturarii, și nu de mult am vorbit despre această categorie extrem de periculoasă, din care, din păcate, fac parte muncă mulți, mulți creștini, erau supărați că niște ucenici care n-aveau autorizație să o facă, niște copii, îl laudă pe Dumnezeu și ei n-aveau dreptul că ei sunt preoții, ei sunt cărturarii, ei sunt farisei, ei sunt îndreptățiți să o facă. Și sunt deranjați că cineva îl proclamă pe Iisus ca împărat, care a venit să cucerească lumea, care a venit din cer să cucerească pământul, pentru că se dă o bătălie, Pilat la un moment dat. L-a întrebat pe Iisus, dar tu ești împărat? Dacă ești împărat, unde ți -e armata? Unde sunt soldații? Care sunt armele? Și atunci a spus, eu sunt un împărat, eu m-am născut să fiu împărat, dar împărăția mea nu-i din lumea asta, pentru că bătălia se dă în cer. Eu aș putea, pentru că am slujitori care ar putea să-l rog pe tatăl, am 12 legiuni de îngeri la dispoziție permanent, 24 de ore din 24. Și ar putea să te facă praf într-o clipă. Dar bătălia mea nu se dă așa. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și, de fapt, a cincea întrebare a păcii este, tu cu care arme lupți? Tu nu poți pretinde că duci război luminii cu armă unoricului. Nu poți pretinde asta. Și asta nu înțeleg fariseii și cărturarii. Și asta nu înțeleg legaliștii și asta nu înțeleg fanaticii. Cu ura, cu răutatea, cu violența, cu insulta, cu jignirea, tu nu poți pretinde că duci război luminii. Pentru că Pavel spunea că armele cu care luptăm noi sunt ascunse. Și noi luptăm cu armele bunătății, ale dragostei, ale adevărului, ale luminii. Acestea sunt armele noastre. Nu să calci în picioare, să jignești. Nu cu o inimă plină de răutate, de ură, de răzbunare, de invidie. Asta sunt armele lumii, armele întunericului. Și când folosești armele astea, lasă eticheta religioasă că tu apere adevărul și îl aperi pe Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat așa. Petru a scos sabia din teacă și a tăiat imediat urechea robului mare lui preot. Și Iisus i-a spus, pune sabia în teacă. Eu n-am nevoie de sabia ta. Eu n-am nevoie să mă aperi tu cu armele acestea. Eu am arme cu care mă lupt și sunt armele iubirii. Napoleon Bonaparte spunea despre el și despre alții Am cucerit lumea cu sabia. Și au fost alții înaintea mea care au cucerit lumea cu sabia. Dar Isus Hristos este singurul împărat care a cucerit cu adevărat lumea cu dragostea. Și pe noi astăzi ne cheamă în acest război, armele cu care ar trebui să ne luptăm să fie armele luminii, ale bunătății, ale iubirii. Tu cu care arme lupți? Tu de partea cui ești? S-au adunat la un moment dat farisei, cărturarii, în soborul lor, în sinedriul lor și au spus trebuie să facem ceva. Trebuie să-i terminăm pe acești oameni cum l-am crucificat pe Isus, cum l-am eliminat pe Isus. Trebuie să eliminăm acum și pe ucenicii lui, biserica lui. Trebuie să facem ceva. Plătim, plătim armată, îi plătim pe romani, instigăm la revoltă, la răscoală, folosim orice tehnică, orice metodă, dar trebuie să eliminăm pe creștini. S-a ridicat însă, pentru că nu toți farisei sunt la fel, s-a ridicat un fariseu, unul cu vază și a avertizat, aveți mare grijă, mare grijă, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. O, oh, noi suntem slujitori, noi vrem binele, noi, noi suntem neprihăniți, noi ținem calea îngustă și lupți împotriva lui Dumnezeu. Aveți mare grijă, spunea Gamaliel. Că dacă lucrarea asta e de la Dumnezeu, luptați voi până nu mai puteți. Că nu veți face absolut nimic. Dacă lucrarea nu e de la Dumnezeu, nu trebuie să luptați voi, nu trebuie să scoateți voi sabia, nu trebuie să dați voi comunicate, nu trebuie să ieșiți voi să călcați pe toți în picioare. Se va nimici singură lucrarea dacă nu e de la Dumnezeu. Dar dacă e de la Dumnezeu, cu toți banii voștri, cu toată influența voastră, cu toată puterea voastră politică, religioasă, nu veți putea opri lucrarea aceasta. Nu veți putea face absolut nimic. O altă întrebare pe care ar trebui să ne punem fiecare dintre noi. Tu ai pace în inima? Pentru că da, e un război acolo în cer, dar e vorba de pacea ta din inima. Tu ai pace în inima? David spunea că război de s-ar porni împotriva mea, adică o lume întreagă să lupte împotriva mea, eu tot plin de încredere aș fi. Eu tot nu mă teme. Când ei vorbesc de război, eu sunt plin de pace. Atât de mult contează să ai pace în inima. De asta eu nu prea cred pe cei care spun, frate, nu mă pot ruga, eu nu mă pot împărtăși, eu nu pot cânta, eu când văd, eu când aud, eu nu, așa, tulbur. Înseamnă că tu ai o problemă serioasă. Înseamnă că ai o problemă foarte serioasă, foarte gravă. Dacă ți îți lipsește pacea în inimă, dacă tu nu te poți bucura, că te deranjează, ce ne deranjează, ce spun ei, ai o problemă gravă. Pentru că atunci când îl ai pe Dumnezeu, ai pace în inima. Cei răi n-au pace. Cei răi n-au pace. Cei plini de ură nu au pace. Cei mândri nu au pace. Cei plini de invidie nu au pace. Nu au cum să aibă pace. Așa întrebare. Cunoști tu lucrurile care pot să-ți dea pacea? Spunea Domnul Iisus, plângea pentru Ierusalim, plângea pentru oamenii de atunci, dar cred că e valabil și pentru noi astăzi. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Adică nu le vezi, tu nu le recunoști, tu nu știi că ai nevoie de asta, tu ai nevoie de pace. Pentru că acest război cosmic este, de fapt, războiul care e în inima ta și până în când nu cedezi înaintea lui Dumnezeu, până când nu -l lași pe Isus Hristos să intre în viața ta, nu tradițiile, nu datele, nu reguli, nu altceva, nu religia, o religie bazată doar pe nu știu ce până când nu-l primești pe împăratul care vine în numele Domnului, până când nu-l proclam, până când nu spui binecuvântat este cel care vine în numele Domnului, până când nu-l primești pe Isus în viața ta, tu nu poți avea pace. Pentru că ultima întrebare cu care încheie este, el primește azi pe Domnul Păcii, pentru că nu există un alt Domn. Nu există un alt Domn al Păcii nu poate altcineva să-ți dea o pace mai bună. Domnul Iisus spunea, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, dar nu cum vă dă lumea. Și lumea îți dă pacea ei. Însă Hristos dă o pace veșnică, o pace fără sfârșit, o pace care rămâne, pentru că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Și când îl ai pe Iisus ca împărat, vei avea această pace în inimă, vei, vei avea această bucurie. De aceea, astăzi, cu ocazia acestei sărbători, cu ocazia acestei amintiri a intrării triunfale Domnului Iisus în Ierusalim, puneți și tu aceste întrebări ale păcii. Știi că în cer e război? Știi că în cer e război pentru tine? Știi că tu deții o comoară pentru care se dă o bătălie în cer? Tu de partea cui ești? Împotriva cui lupți? Sau pe cine crezi că aperi? Tu cu care arme lupți? Tu ai pace în inima? Cunoști lucrurile care pot să-ți dea pacea? Și a cunoaște nu înseamnă doar teoretic, dar să intri în contact cu ele, să le însușești în viața ta. Și ultima întrebare cu care vreau să închei, îl primește azi pe Domnul Păcii. Un oraș întreg atunci l-a primit, a cântat, l-a lăutat și a spus Bine, cuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului. Farisei, s-au strâns plin de invidie și au spus trebuie să-l prindem, trebuie să-l terminăm, nu mai suportăm asta. Și li s-a părut ca biruit. Dar exact biruința lor, aparentă, a fost înfrângerea lor pentru totdeauna și a fost înfrângerea diavolului care lucra pentru că ei nu făceau altceva dincolo de etichetele religioase, ei făceau un serviciu diavolului. Ei erau, fără să știe, angajații diavolului. Fără să știe, fără să-și dea seama. Pavel recunoaște asta, fraților, da, eram plin de în însuflețit, dar mi-am dat seama că eu luptă împotriva lui Isus Hristos. Într-o zi mi s-a prezentat Isus Hristos, Domnul Păcii, și a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Doamne, eu apăr credință tradițiile, eu datin, eu mă țin de neprihănire, eu respect reguli, eu fac, eu vreau tot ce nu, tot cei care nu acceptă asta, tot să fie terminat, să fie arestat, să fie închis și nimeni să nu mai ridice capul. Tu lupți împotriva mea. Tu mă prigonești pe mine. Ce -ți se pare că apere adevărul? Dar tu lupți împotriva lui Dumnezeu. Pentru că nu poți altfel decât să-L ai pe Domnul Păcii, să-L ai pe Domnul Isus Hristos. Și în această zi Dumnezeu să se îndure de tot cei care vor să-L aibă pe Domnul Păcii. Și înainte să facem rugăciunea pentru, pentru bolnav, pentru diverse situații, avem aici un bilet să ne rugăm pentru un tânăr care a gustat din plăcerile lumii, de câteva zile plecat de acasă, Domnul să-l cerceteze, să-i dea mântuirea. Sunt fii Dumnezeu să aibă midă. Dacă astăzi aici este cineva care înțelege că trebuie să-L primească pe Iisus în viața Lui, să fie ziua specială în care Iisus să intre în viața Lui, în inima Lui, poate să își deschidă inima. Poate să ne facă un semn cu mâna și noi să ne rugăm pentru El. E o zi în care Iisus poate intra în viața ta, poate intra în inima ta și noi insistăm, dar vrem să dăm posibilitatea, dacă este cineva care vrea să-L primească pe Iisus în viața Lui, în inima Lui, să poată face lucrul acesta, să ridice o mână și noi ne vom urga Dumnezeu să se îndure, Dumnezeu să lucreze, dacă este cineva. Este aici o mână, Dumnezeu să te binecuvinteze. Tinerii, adolescenții, nu sunteți prea tineri ca să-l slujiți pe Domnul și să-l primiți în inima voastră. Este momentul cel mai bun în care poți să deschizi inima și viața ta pentru Domnul Isus. Dacă mai este cineva. Domnul să aibă milă. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, ne rugăm pentru bon la, pentru cauzele pentru bon la, dar ne rugăm în mod special pentru fii risipitori, ne rugăm pentru tineri, pentru adolescenți. Dumnezeu să aibă milă, Dumnezeu să lucreze în bunătatea și în îndurarea Lui pentru fiecare dintre noi și să fie pacea, pacea Lui Dumnezeu, pacea care este în cer să fie și pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne ajute. Amin.